Bună seara! Astăzi vreau să vă prezint cartea Pisoi pe care nu-l voia nimeni, scrisă de Holy Web. În această carte este vorba despre o fetiță care de curând i-a murit dragul ei pisoi. Și părinții ei au insistat să ia un alt animal, dar ea n-a vrut pentru că n-a vrut să-și uite dragul ei pisoi. Peste ceva timp, pisica prietenei ei, cu care mergea la școală, a născut 2 tărcați, unul negru și unul alb. Când a venit într-o zi la prietena ei, s-a atașat de un pisoi mic și alb. Și, între timp, prietenia lor a crescut. Vă recomand să citiți această carte, pentru că sunt sigură că o să vă uimească. Noapte bună!